Ziua și bine v-am găsit! Astăzi vreau să vă prezint a cincea rețetă de uleiuri esențiale. O rețetă făcută numai pentru a preveni nosema și mucegaiurile. Este o rețetă strict de toamnă, primăvară. Aceasta este rețeta de toamnă. Și ce include ea? Deci include 3 uleiuri esențiale. Include, în primul rând, lemongrasul. Aici avem lemongras. Al doilea, wintergreen. Și al treilea este teatri. Cu aceste 3 uleiuri esențiale pregătim mixura de uleiuri esențiale, care constă în felul următor din, o să vă zic gramajele acum, o să încep cu lemongrasul. În blender am pus deja 300 de ml de apă. Eu această siringă de 2 ml. Eu voi lua 1 ml de lemongras. Am luat 1 ml de lemongras. Punem aici în blender. Așa. Acum scaldăm deoparte. Teatri, vom lua teatriu. Din teatri ne trebuie 4 ml, asta înseamnă de 2 ori 2. Să vedem dacă mai avem aici. Avem. Am luat 2 ml, punem în blender, așa, mai vom 2. Trebuie să începem un alt recipient, o altă sticluță de teatri. Acestea sunt sticluțele mici, dar avem și sticle mari, fiindcă această rețetă va fi și pentru primăvară. Până prin aprilie. Iată, aici avem sticluțe de 100 de ml. Îndepărtăm dopul. Conținutul din această sticluță o să-l golesc aici. Așa, este goală. Să mai punem 2 ml. Perfect. Deci avem 4 ml de
3. Bun. Acum trecem la următorul ulei esențial, la Wintergreen. Acesta. Punem și din acesta tot 4 ml. Deci la rețeta de toamnă avem în felul următor. Trei uleiuri esențiale. Avem lemon grasă. Tea 3. Și Wintergreen. Deci astea trei. Și vom prepara mixura. Gata, am adăugat cele trei uleiuri. Și acum e timpul să dăm drumul la preparat. Deci avem 300 de ml de apă și 9 ml de ulei esențial. Acum o să-i dăm drumul. O să meargă 5 minute, dăm drumul. El va merge 5 minute. Opresc un pic. Au trecut cele 5 minute de mixare, precum se vede, s-a înalbit această substanță, iar acum adăugăm încă 700 de ml de apă. Deci 700 de ml de apă. O turnăm și mai lăsăm să se mai mixeze încă un minut. Iată, în acest moment mixura de uleiuri esențiale este gata. Este îndeosebit pentru nosemoza și mucegaiuri din stup. Este gata. Acum o să vă arăt cum îl turnăm în borcană și vă mai zic câte ceva ce trebuie știut. Ce modificăm la această dată. Să luăm așa și turnăm în borcană. Bun, atât mă arată el. Foarte greu de făcut. Bun. Deci aici avem mixura. Ce facem mai departe? Eu am pregătit aici, am făcut siropul. E făcut din 1 kg de zahăr și 3 litri de apă. Eu pentru 38 de colonii, câte sunt în prezent, vor mai scădea, folosesc 18 litri de sirop. Din această mixură eu pun 20 de ml de mixură pe litru de sirop. Deci îmi trebuie
La 10 litri îmi trebuie 200 de mililitri de această mixură. Acum, ce este mai important, până acum am folosit sticle din acestea. Da? Avem aceste sticle și se văd că are 6 găuri date cu acu. Cu un ac sunt date, o să arăt și acu care dau. Acestea sunt, acesta e acu. Da? Iată. Deci aici, cu acesta am dat găurile. Problema este că acum în toamnă trebuie să ne rezumăm la o singură gaură de vârful acului. Va rămâne doar această gaură de aici. Restul acopăr cu această bandă adezivă. Această bandă adezivă ca să nu aibă albina acces la mai multe găuri. Am încercat diferite soluții, dar am rămas la banda adezivă. Și astfel o să dăm la fiecare colonie. Ce este foarte important acum, că până acum măcile, unele măci încă depun ouă și de acum vor reduce ponta, dar vom avea acest tip de sirop dat la fiecare colonie. Bun, dacă aveți ceva ce nu ați înțeles, puteți să mă întrebați, acolo vă răspund. În acest sezon am folosit doar uleiurile esențiale pentru a preveni varoa. Acum, iată, voi folosi și pentru a preveni nosema și așa sper să ieșim în primăvară cu bine. Până data viitoare, numai bine!